Reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Sălaj reamintesc fermierilor interesați că peste doar câteva zile, pe 30 iunie, este termenul limite de depunere a solicitărilor de ajutor pentru măsura 215, plăți privind bunăstarea animalelor. Cererea de ajutor poate fi completată pe forma de hârtie sau online de către solicitant individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După completarea online, cererea se tipărește și, la fel ca și cererea completată pe forma de hârtie, se depune la Centrul Județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al Municipiului București, pe raza căreia se află sediul social sau pe raza teritorială, unde solicitantul are capacitatea de producție cea mai mare. Cererile de ajutor vor fi însoțite obligatoriu de următoarele documente: copie cui, copie buletin sau carte de identitate, copie autorizație pentru exploatațiile comerciale tipa, copia schiței grajdului pentru fiecare exploatație, graficul de populare estimat anual, document coordonate bancare împuternicire și copii după actele de identificare ale împuternicitului, dacă este cazul.